Hai, Firiceală, hai să facem un pic de pauză aici, Anis. Salutare, sunt Adrian, domnul Firiceală arătul de mine, care s-a dus pe pădure un pic ca să mai miroasă și el ceva urme de animale, ce îi place lui pe colonii. Ce băgai pe aici în sus, doamne, ferește de numai. Bun, așa, suntem în noul an, în anul 2023. Astăzi vom merge un pic pe natura sălbatică să vedem ce mai vedem, ce mai putem găsi și să facem și ceva de mâncare acolo, dacă ne taie foamea cumva. Bun, nu mai stăm, că și așa e târziu, că pățui o grămadă de treburi. Aici din jos mi se rupse parul, vi-l arăt imediat, căzui pe el colon tufe și se rupse în două. No, asta e, nu mă torc acasă să mai mă duc un kilometru până acasă să-mi schimb, să-mi iau altceva, să poată sta camera, că nu stă altfel. No. Și improvizai eu ceva, făcui cât de cât îl mai scurtai și Dumnezeu îi ajute până mă duc acasă. Bun, hai să merg mai departe, că ziua e numai aceea și până ajung acolo, fapt, vreo 3 ore. Iată, uite ce view fain am eu de aici. Foarte, foarte fain. Am făcut și eu un pic de pauză. La cota vreo, acolo vreo 1700, aproape 1800. Deja este zăpadă. Chiar am ajuns aici, Anis, și am o ciupercă, un fel de iască, se numește iască pe rosă. Cam așa arată ea. Nu știu cu camera asta dacă văd, dacă se poate vedea. Cam așa arată. Față de Trametes versicolor sau codă de curcan, care l-avem aici, de-ai plouat, sau aici. Asta e o ciupercă medicinală, asta e o ciupercă că mai mult pentru decorațiuni se folosește. Așa e pe deasupra, așa arată ea, e o ciupercă care nu se poate consuma, pentru că e foarte tare, e mai mult pentru decorațiuni, nu e bună nici pentru ceaiuri, numai, cum spuseai, să faci decorațiuni cu ea. E o ciupercă care crește pe cioate de foioase, pe lemne în putrefacție, uite și acolo avem o grămadă, și acolo deja o ciupercă se aprofită care gata lemnul, cum se spune. Uite-l, mă, că vine și Firiceală, dar unde a fost, dragule? Oh, dragă de el mic! Și uite așa, găsim pe o simplă cioată diferite ciupercuțe care le vedem numai cu ochiul liber și care mai sunt altele care nu se văd, care sunt înăuntru acolo. Este felul de minunății, vezi pe aici, Ani? Este felul de... Păcat că Sony mi-a trimisă, că mi s-a stricat. Aici trebuie să se zacă tot felul de animăluțe sub scorța asta. Aici avem un alt fel de coadă de curcan. Aici găsești tot felul de vien pentru pescuit. Am asașcun și ei, cred că. S-au băgat înăuntru din cauza că mai îngheață noaptea. De obicei aici unde e mâncat, aici stau ei. Cei care s-au cu pescuitul sigur știu despre ce vorbesc eu. Hai să merg mai departe. Uai, trebuie să iau securea, să nu lasă aici, că după aia trebuie să vii după aia. Și uite așa, așa putrea de lemn, ajutat de diferite ciupercuțe care cresc pe el. Atâta să fac până când gata toată substanța nutritivă din lemn, după care să mută în altă parte, să duc sporii pe alte. Ai, Firiceală, unde ești, bă? Hai să mea, mă. Ăsta mă întrec cu iară. O, Doamne, că mai avem încă de mers. Asta e fain. Tătă ziua m-aș plimba, s-a în timp, dar am avut o grămadă de treburi și o grămadă de minuni și n-am mai apucat să viu. Aici avem cimbrișorul, foarte, foarte bun. Iată, uite ce fain e. Așteaptă să înflorească, să-mi vină albinuțele să culeagă după el. Și acum îl puteți folosi. El miroase și acum. Se găsește așa pe mușunoaie, e de mai multe feluri, se face din începând cu luna iunie aici la noi, până în octombrie avem. Bun, unii răsăi că s-a luat telefonul, bată-l soartea lui, ăsta e minunatul cimbrișor, e foarte bun, e antiseptic, e diuretic, e bun pentru intestine, e bun pentru tuse, pentru calmarea tusei, e bun pentru multe, multe, multe boli. Cu miare puteți să-l faceți, m-a întrebat cineva dacă se poate face și asta cu miare, da, se poate. Culegeți plântuțe sau culegeți cu flori, cu tăt, așa ni. Le băgați în blender sau în ceva să-l mănuțăriți, foarte fain, și după care l-amestecați cu miare. Ați văzut cum a făcut eu acel cimbru de casă, dacă știți. Sigur știți, n-aveți cum să nu știți cimbru de casă, care l-am uscat și l-am băgat cu miere. E foarte bună la pentru calmarea tusei și pentru gât în special. Îți ameliorează foarte, foarte mult și bun e să-l iei și ca prevenție. Deci nu când
La mine era târziu atunci, că deja dădease boala în gâtul meu. Și atunci mai bine să le preventiv, știi? Toamna în special. Toamna și primăvară, că atunci se întâmplă mai multe. Și atunci îți faci imunitate și una alta. Hai, nu, stai odată. Hai să mergem pe aici în sus, hai. Cu limba de 1 metru fusă la fântână te scaldaș. Aia lucrare, na. Dar plantele astea e bine să le culegi, cum am mai spus eu în clipuri una alta pe colonii, să le culegi atunci când sunt în toi, adică primăvara. Că deja le culegi acum. Și acum sunt buni, că au tot au proprietăți, da? Majoritatea dintre substanțe se regăsesc în rădăcinile plantelor. Adică acolo înăuntru, nu? Pentru că primăvara, trăgând apă, amestecă toate substanțele aflate în rădăcină și le urcă în muguraș și mugurii cresc. Ăsta e procesul care știu eu de creșterea plantelor. Nu? Până elaborarea sevii brute, sau cum se numește. Ce mai țin minte de pe la biologie. Wow, firiceală, mai avem de mers încă. Da, vezi că fiecare toamnă, cum își face și ursul, își face corpul gras ca la albine, cum se spune, se pune să se îngrește, așa fac și ele. Pentru a-și putea perpetua specia, să ducă mai departe. Bineînțeles că sunt și semințele și sporii și multe, multe altele ce au. Da? Ele încearcă prin orice. Găsi un păr de nu știu ce este, mă. De câine noi. Știu eu de ce să fie. Nici de urs. De lup. S-ar putea, s-au agățat și el aici. Uite un jder, uite-l acolo în vârf. Jder sau lup? Hai, fericeală, să-l vezi. Uite-l cum e. E lup. Lup. Îl vedeți? Păcat că n-am camera. Nică țâs. Uite, haite de lup. 1, 2, 3. Uite, fericeală. Băi, omule, nu am. Uite. Uite-te la ei. Nică țâs. Se îndreaptă încolo. Nu mai e, bă, nu mai e. Ei! Să duc spre culme, bă, că... Uite-te la ei. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am să curea mâna oricum. Să duc câte șură acum. Am ajuns la aici, la Nea de Orde. Unde ține vacile, bă. Nu mai acolo, bă, hai încoace. Lăsați să duce după ei. Șapte bucăți, mă, mule, atât timp i-am văzut. Da, să-i filmez așa, n-am păcat, că s-o mi-a trimis. L-a reparat. Asta l-a tămin ghiozdan. Și dacă n-ai la momentul de n-ai chiar în față atunci să scoți, nici mă lovi iar, bă. Eu, omule, mă. Ieși pe aici pe niște târși de... Aici la grătină, la Nea de Orde, ia vedem ce mai are pe aici. Sper să vinim la anul, să filmăm aici iar. La anul ăsta, Doamne ferește. Nu mai are nica verde, mă gândi că are ceva verde pe aici. Se duse din sus, mă, că... Hai, finiceală, unde ești, bă? Mama, mai puteți găsi, așa pe bălgaie, pentru mâncare, uite, urzici, care sunt foarte bune, sau pentru ceai. Sunt foarte bune urzicile pentru că curăță sângele. Hai să și luăm, să facem și un ceai. Așa. Trebuie să le spălăm un pic, trebuie să luăm apă din fântână.
Abia apuc să mâncăm. De poculeage deja, uite cât ies aici. Sunt multe. Să fac niște urzici. Când o să viu încoace, îmi duc acasă câteva. Nu contează că-s după băligău, că-s bun. Ea le mâncă numai nutrianțe care trebuie. Ce urmă mai vine pe aici? Ce urmițe? Oh, ce fain eșură! Băi, omule, bă! Nici mă băgai! Fain! V-am mai spus eu cum să lipeau ele cu baligă, cu lut, cu tăfealul, cu pământ, cu tăfealul de minuni. Asta e încheiată super, super tare. Foarte fain încheiată. Uite și o urmă de căprior, de ciută, de fapt, nu de căprior. Hai că cum mai vedem pe aici mai multe. Păcat că nu-i zăpadă, că vedeam foarte, foarte multe. Jugul, care vi l-am arătat eu, cu ăsta duce nea de ori, de pune boi la jug și cară pe aici ni, juguleț. Jugul de boi, făcut din jugras sau din un lemn mai ațos. Nici o urmă pe aici. Pe aici, pe la dânsul. Baliga. Aici e sălașul, aici au avut și porci și anul ăsta. N-am apucat să viu să filmez, mă, omule. Nu mai eram întreagă pe aici. Hai să mă bag la fântână să bea niște apă. Nu a mai fost nimic pe aici. Ia să mă bag să vedem ce mai... Tura trecută erau căzute multe pe jos pe aici când am fost. Dar pe numă. Pompa, cochețul la câine, măturici ai încuiat, fain frumos. No, așa. Și aici ține găini, ține porci au avut. Foarte fain și-au făcut lucrare. Uite că dă soarele, bă, ține vremea. Bă, Firicealu, nu te adusești după ei, nu ești nebun la cap. Așa se fac la noi, se fac cu unul din astea, de sânziene. Așa se pune și la tăt pentru aducere de bunăstare, pentru să ocrotească casa, grădina. Fain e făcut și ăsta, mă, omule. Foarte fain. Se făcea înainte așa cu obloace, astea sunt obloacele astea, de să închid și să băgau fiare pentru că pe tipul războiului mai, să nu intre pe tine înăuntru. Uite aici ce sistem și-o făcut nea de ori de... Vezi că aici nu-i curent, n-ai cum să aduci curent aici, așa, pe și-o pus, nici are bec, are cabluri. Au avut panou solar. Și cu baterie și așa și-o făcut și el curent aici. Antenă pentru, na, pentru tăfelul. Bun, hai că ne hodinirăm o țâră, dar chiar asta e cioplită, vedeți? Cât de veche poate să fie clădirea asta. E cioplită bârnă, păcat că nu cu camera aia altă, că nu se prea vede acum. E cioplită, fain frumos, ce fain o crepată. Multe dintre sălașurile astea, dintre șurile astea, îs făcute trase după ei. Trăgeau oameni după ei ca să nu îi prindă, că era aspre, amenzele erau aspre, atunci foarte, foarte, foarte greu făceai o șură de asta. Și mergeam și fura noaptea. Câte un lemn, îl trăgea după el, sau mergea ziua și îl cioplea acolo în pădure. Îți confisca boii dacă, sau animalul, sau calul, cu ce avea, dar înainte la noi aici mult, aveau foarte mulți boi, foarte puțin cai, acum mai au cai, dar așa de ea puțin, poate că mai aș fi operat două de boi în sat, nici mai mult, nici mai puțin. Așa, hai că ne băgăm pe calea asta pe aici încolo, mă duc, eu mă tătui pe jos pe aici, ni să vedem ceva urme de altceva, dar nu mai văzui. Nimica. O să mă bag pe aici, Ani, să văd. N-are ceva verdeață pe-n grădină. Păi, Doamne, de multe ori și eu când vineam la munce, aveam acolo, înțineam straturi separate de usturoi, de astea, și aveam tot timpul. Vineam primăvara și aici crește. Pentru că jos tu ai ceață și e foarte rece unde e ceață. Dar aici, în schimb, e cald și bine. Bă, tătă ceapa și-o scos omul ăsta. Nimă că lăsă una aici, nimă, dar cum? Asta nimă are. Mamă, la ce facem noi? Nu o să iau numai două. Două de astea când ajungi. Că mai viu pe aici și ni, mai capăt, mai trebuie. Trebuie să aibă și țelină și de astea. Trebuia să aibă. Nu o lăsa niciuna pe aici. Nu o lăsa. usturoi nu au avut. Bun, e așa. Las când ajunge și ceapa asta. Ia cât ăsta e plugul. Ăsta e un plug de fier.
El are nădejde. No, iată, uite ce fain e. Asta la noi se numește hont. Așa se spune, bătrânii așa ziceau în zona asta, hont se numea ea. E făcută dintr-o roată de fier. Erau și roate mai de mult care erau mai vechi, vechi. Era făcută dintr-o simplă roată, dintr-o bucată de copac, dintr-o bucată de fras întăiată cu firezul și rotundă, făcută fain cioplită. Tras un raft pe ea sau simplă și prins așa nini. O cu hier, o cu o bucată de un ax de lemn făcut. Și așa se duceau pe aici, duceau balica pe locuri, pe aici pune aveau ei. Și hont, așa se numește. Pentru cine nu știe, așa se cheamă roba asta. Robuța asta faină făcută, cioplită. Bineînțeles, asta e mai pe nou, acum am mai schimbată, dar până aici se făcea cioplete de om. Om o cioplea din săcure, tot bine, din bardă. Și folosea cuiere, nu de aia se cuie de fier, se foloseau cuie de lemn. Eu am văzut în umblările mele așa, am văzut și mai de mult, bineînțeles, nu acum, de când am canalul, am văzut cu cuie de lemn făcută. Știau, înainte vezi că nu era nu, cu fierul mai greu așa și lumea făcea, nu, amul făcea cu cuie de asta, de lemn. Hai să vă mai arăt ceva, cred că v-am mai arătat-o. Asta e tânjală, se numește. Asta. E crăpat așa și are un bou băgat aici în mijloc, un cui, asta e de lemn, tătă bine făcută, vedeți? Un cui băgat așa nini și cu asta se lega sala de lemn sau claia sau... Nu. Nu, și aici se lega la jug. Vezi, pe cuiul ăsta în jos, pe gaura asta. Asta e destul de vete, mă, omule. Foarte vete. Deci tânjală se numește pe la noi. Nu știu pe alte zone, puteți să lăsați acolo în secțiunea de comentarii cum se numește la dumneavoastră tânjala asta. Uite ce am mai văzut eu aici, Nea George și-a pus mărarul aici, mă, știu că seamănă, vedeți? O l-a uitat aici. Ăsta mea e pe sarmale plus. Vai de mine, doamne. De numai, numai. Bun, hai Firiceală, unde ești, bă? Mă părăsesc, ăsta mea să după lume. Doamne, ferește-mă. Mă duc și mă iau pe cine pe ei. Nu mă duc după ei. Nu? Ce vă mai pot arăta? Nimic apace pe la Nea George, sper să mai vin și mai filmăm într-o zi. Uite, avem și excremente de cerb aici. Înseamnă că a fost la pășune, mă, omule. Aha. Vine la pășune, bea apă de aici. Ni, unii au lăsat Nea George sapa. Doamne, ferește, mă, omule. O prosopit-o acolo sus, vezi că mai rânește la fântână. O uitat-o și el aici, nu, am. Asta este. La fântânuță, la fântânuță, de unde beau toate animăluțele de astea sălbatice pe aici, ni? Hai, așa, hai să merg la fântânuță să bem apă. Deci beau animalele toate bine, astea sălbatice. Mai vin porci să mai scaldă, dar nu văzui urme. Însă, bă, s-o împuțuna, mă, cu boala asta, mă, nu știu ce-o făcut, mă. Nu mai sunt atâță. Am văzut și pe cameră, nu la doi am prins. Hai să ne uităm, poate mai vedem ceva pe aici, ni? În îndepărtare. Nu se prea vede nimic. Hai, Firiceală! Facem un pic de pauză aici la natură, am băut puțin apă. Domnul Firiceală mi s-a luat după, cred că după lupi, pe acolo în sus, nu știu ce a făcut. Hai, Doamne, ce bine e. Facem un pic de pauză și merem mai departe, merem să vedem ce mai vedem pe aici pe natură. Era dor să ies, Doamne ferește, de numai. Am un dor de ieșit, de numai că n-am ieșit, am avut probleme și una alta. Hai bă, hai aici la moșu, unde ai fost? Uite săracul că vine. Unde a fost piticule? Ha? Unde umbla băiatul? Nu-i voie să bea apă de acolo, nu-i voie din fântână. Bea de acolo din jos, că ai de unde bea. Așa. Nu, că nu-i prea bine să bei tu de pătătăt. Eu știu ce. Am și o cagulă cu mine. Mă gândi că e mai cald, dar e destul de rece, e destul de vreme așa, nicum îi. Unde ai umblat? Ha? Unde ai fost? Te-ai luat după ei? Nu ți-e frică, la cât ești tu de mare. Așa-i? Hai, piticule, hai să mai arem. Iată, uite ce măceașe frumoase avem aici, mamă, astea sunt foarte bune. Sunt mai bune făcute.
Wow. Ele conțin de 50 de ori mai multă vitamina C decât o lămâie și decât un grapefruit. Mamă, ce bun ești. Sunt mortale astea, friceală. Au. Super. Trebuie să ne culege, să ne duce de ceai, bă. Îmi folosa mult pentru adenomul de prostată. Acum am vorbit și cu unteașul, e bine. Cât de cât. Bun, ne ajung asta, nu? Să facem un ceiuț. Bineînțeles că recomandat ar fi să le culegi în luna octombrie, pe când se scoapte bine. Acum, după înghețare, îți mai pierd din proprietăți ale. Bineînțeles, ca și orice altfel de plantuțe. Mă, omule, ăsta ni. Uite că și dau cu el, mă, nu știu cum i-o zis, mă, și am uitat să întrebă bună, mă. E ceva bolă făcută de măceașă. Nu știu cum s-o vedea pe cameră. Nu, și bun pentru ceva, ne-a spus un bătrân, nu mai țin minte, mă, încerc să aflu pentru ce e bun. Deci chestia asta așa pe roasă, din vârlă de măceasă și crește și singură. Uite și aici, chiar în vârf a crescut. Hai mă că nu vine în camă, nu. Dacă știți, puteți să-mi lăsați acolo un comentariu la ce se folosește. Ăsta e bun, știu că e bun, e foarte bun pentru ceva. Dar nu vine, nici în cărți n-am mai găsit. Și trebuie să mă uit în cartea vete, de fapt. Sigur, ne-am cumpărat acum ceva carte. Păi am dat și 1,5 milion pe ea. Vai de capul meu și nu mi se pare că e ceva wow. Majoritatea de acolo știu. Deci am crezut că e ceva nou, mai sofisticat. Remedii ceva, nu știu cum îi zice, o la mine, grozdan. Dar mă gândeam că e mai altfel, mai nou. Hai, domnul Firiceală, unde ești? Hai, stai pe lângă mine, ce duci departe? Sper să nu vină ploaie, că vreau să și gătesc ceva, să fac de mâncare. Un pic, a? Aia sper. Vom vedea acum. Deci sunt multe plante care le găsești pe aici pe natură și sunt foarte benefice. Mai ales măceașele astea care ajută, îți întăresc efectiv... Uite, bă, unul de ciută. Nu sunt cu... Îți întăresc sistemul imunitar. Așa se tratau bătrânii. Sau ca prevenție, sau ca... Nu. Cine știe ce, nu? Multe și multe. Vai ce faini, doamne fie. Nu vă spui cât e fain. Să mers, să ascult, abia apuc să vină primăvara, că s-au multe păsăreale, multe, 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 și așa, no, e fain. E super, super. Pe aici au drum. Hai. Hai, Felicia. Păi, super, super fain, pe pădure de numai. Sunt pocărare am unii. Foarte fain. Tăți să umbli, tăți să mei. Mamă, dar e frecventată cărarea asta foarte, foarte bine. Cred că porni streț și căprior ciută. Încă ursul la hibernare. Nu am ce săpat aici. Nu săpat, s-a dus. Niște arbori foarte faini. Deci aici nu prea tras, nu prea dus, nu se poate ajunge. Încă. Nu au făcut drumuri. Ce-o căzut, o căzut în mod natural, ia. De bătrânețe. Sau o mai ars. Uite, aici sunt arbori afectați de foc. De aceea pierirea, săgată-i măduva, inima ei. Și cad jos. Ăsta e un mod foarte, foarte rapid de a distruge o pădure, dându-i foc. De multe ori mai dau oamenii, de multe ori se dă intenționat, de multe ori depinde. Depinde cu ce scopuri sau fac ei. O, tu, că te bagi în oră.
Sare o clombă la mine, te vrea să intre în cap. Seva încă nu, am căutat și Seva și încă nu a dat, încă nu dă până pe martie sau sfârșit de februarie, depinde în funcție cum sunt temperaturile, după cum am văzut eu, mi se pare că vine vreme urâtă cu friguri, am avut și minus 15 grade în zona noastră. Da. Eu nu știu până să mă duc. Uite, Firiceală, este păr de căprioară. Ceva au alergat-o, sigur. Vezi? Doamne, ce sufli, mă! Pitic mic! Hai, uite-te aici, că le era dor, nică scură ochii, mă! Le era dor la oameni de tine, hai aici, că te iau ca pe mâți! O, săracul de el! Hai, să ne uităm pe aici, că pe aici e puneva. Sigur, o fugărit-o ceva și o mâncat-o. Mă uit de jur împrejur să vedem dacă găsesc restul leșului. Sau probabil nu m-au țilit așa, dar de obicei undeva păr cam găsesc și restul de animal. Aici e o râpă pe aici în jos foarte, foarte mare. Imensă. Și ăsta e bicașeu. Așa arată. Cu ăsta și cu bucat de fier poți produce scânteaie. Așa se numesc pe la noi bicașei. Bătrânii folosau ăsta și moțâla, hai că ne agăță căciula, mă, ne-o luăm din cameră. Oh. Ai, că mi-i să agăță cu tătă. Pardon, scuze. Că mai întâmplă pură căciula. Bun. Puneau bucat cu bucat de fier și aprindeau, făceau scânteaie, provocau scânteaie. Ploi de acolo nimic. Acum putin ploios. Cum e vremea așa, nimic mai umedă. Mai ne cu securea și căutăm lemn uscat aici în buturugă. Cel mai indicat e aici, în astfel de buturugi, să cauți. Ăsta e un copac intrat în putrefacție. Pentru că dacă sare scânteaia în putregai, automat se aprinde. Ați văzut că am mai făcut-o. Stai să-mi iau astea. În sărică gula, nici am găsit cu tătul. Bine că nu rup să-i. Așa. Trebuie să ai o căciulă în cap cât de cât. Poți să... Hai, mă, omule, că e umetă pe aici. Mă. Poți să faci și cu iască focul. Partea de sus a ești mai... Cum să zic eu, mai burețoasă. Și dacă ți-apucă scânteaia acolo, imediat se aprinde. Uite aici și un curcuș de... Bă, omule, am băgat capul odată, nu v-am spus oare, v-am spus prin clipuri. Am băgat capul să mă uit așa în ip într-o deasta, mă, și când am montanit cu securea, o ieșit o buhă de aia la mine, mă. Ferească Dumnezeu, dacă n-ai ieșit înapoi, aici s-ar putea să stea ceva animăluț. Mă, un pic, întorc camera invers. Își să mai aciuiază în astfel de buturi, să mai aciuiază albinele sălbatice. Mamă, și aici pădure frumoasă. Faină, faină, cât de cât. Hai să ne dăm pe cale, ca tot omul. E un pic mai greu pe aici, că e pantă foarte mare. Și luai niște păpuși de ăștia mai ciudați. Că se duc în toate părțile. Apă, nu, nii, mamă, cât de mare ăsta. Tărească, Dumnezeu. Nu vă spui, cu ochiul liber. Uite aici, dorm iar animal. De obicei, căpriorile își fac culcușuri în vârf, pe vârf de dâmburi. Pentru că au vizibilitate mare. Mamă, cât e ăsta. Băi, omule, aici străbă o drujbă să-l tai pe ăsta. Foarte frumos, super. Uite ce face portul mistres, cu cealaltă aici, cu portul mistres. Nu se poate el după ceva, bă, omule, nu? Nu după trufe caută ăsta, mă, după ce caută aici? N-am mâncat niciodată, nici nu știu cum e. Nu dă Dumnezeu să găsim una. Nu o lăsa nicăni. Hai. Dar nu o să pari din nebun, tot ceva o găsi. Cine? Ăsta nu vrea. De ce nu vrei să culegi? Hai că iară vorbim Firiceală prea mult.
Nu vă spui cât e de liniște și ce fain e pe aici. Chiar dacă nu-i verde tătul, nu-i... No. E în timp de iarnă, de iarnă, de primăvară mai mult. Cu ce fain este ăștia. Mamă, super. Super fain, friceală. Hai, dragă, hai. Ce mai găsești iar? Ce mai mânci? Că tu toată ziua mânci. Te găsești și mă pe mine, mă apucă parcă foame o țâră. Dar pe mai lăsăm un pic ca friceal. Deși e înnorat, bine că mă lasă să nu plouă, că atunci ai urât. Chiar te faci, te năclăiești tot bine, cum se spune pe la noi. Te unși cu tine și așa te murdărești la rănii. Și am apărătorile pe mine și astea, scuturile. Dar cum nu? Hai, vedem, nu mai vedem lupti, bă. E ala căprioare, vin, că vin pe aici căprioare, de-aia. Am pățeia să mă dau ea, bă, friceală, prăpă fac. De-aia văzurem noi păr de ăsta. Păcat de ale că le strică. Le strică pe deate. Super, super fain. Băi, omule, că te măceași și sunt și aici, fii atent, îți schimbi ăștia fericeală. Te doare capul. Mai știți că am mai fost pe aici. Trebuie să știți traseul. Pe aici viu și apoi mă dau o roată. Îmi place zona și... No. Mai văd tăfelul. Dar păi uite ce-ți o împăduriș pe aici. Plin, plin. Trebuie să te lași pe jos pe aici, că dai cu capul. Ia te uite ce frumos e. Astea-s bobe de nupăr. Așa se numesc. Astea numai în toamnă sunt copte, se fac albăstrui, așa ni. Sunt foarte bune, sunt foarte indicate cine are probleme urinare. Pentru linic iar e bun. E bun pentru tuse, pentru un, cum să spun eu, îți duce tot mucusul de pe gât, de pe trahei, de pe astea, scoate afară. Pentru plămâni e bun ceaiul. Și bineînțeles, calmant e foarte bun, calmant că e câte o bobă așa, nu? Și o iei, o pui în gură și o mănânci, e foarte, foarte gustoasă, cum să vă spun eu. Adică te calmează, te, nu știu cum să spun eu. Foarte bună, calmantă. Iar e foarte bună și pentru întărirea sistemului imunitar, pentru... Taci. Mare, ce fac în pădure? S-ar putea ceva păsăreale, dar multe păsăreale sau o firiceală. Pentru urinic, mărește secreția de urină și atunci a văzut ceva, îți spuse? Eu auzit ceva, sigur. Nu știu după ce pusă, ce mai văzut și ai ăsta. Uite, firiceală că dă soarele pe noi, Doamne, îți mulțam. Dar cred că nu scăpăm de ploaie. Hai, uite ce e acolo. E foarte în ora mea, are să facem un pic de mâncare și noi. Ha. Frumos pentru o pădure frumoasă de pin, momentan. Ne facem sirop, v-am spus, din mugurii și conurile de pin. Foarte delicios, foarte, foarte bun. Aveți rețeta acolo pe canal. Bă, păstătă să se întunecă, vezi? Asta e. Hai. Hai că avem de-o mea. Păsăricele au început să cânte, să ne încânte și pe noi tot acum una fain. Aici mai știți că am mai fost. Am găsit un cor de cerb anul trecut pe aici.
lângă Brăduleț, era iarnă când am ajuns la firea asta. Săraca că e gata. Uite-te. Cade cu tătul jos, criceală, ce știi tu? Mamă, că s-a dus cu acoperiș cu tătul, bă. Ce să faci? Tăte bine să duci pe aici. Nu mai are nimeni grijă de ale. Nu? Pune patron. N-are nicio treabă, bă, dacă nu se plimbă, dacă nu una alta, dacă nu... Mi-ar să vini. Îi dă de o pace să-și facă treburile lui. Hai că vă găsiți și o iască. Asta e bună de foc. Încerc să o iau, sper să nu rup. Nu, stai tu. Stai tu, nu fugi. Mi se opri. Bine, că nu mi-o luat pe colonul jos. După aia să vezi tu unde să fugi după ea pe colonul jos. Doamne, care aștept, mă, tu duce. De ce nu prinzi asta, bă? Bun. Hai să vedem. Mamă, cât e de mare. Aha, trebuie să tăiem așa. Nu mai are. Asta iudă. Nu avem ce face cu ea. Puteți să o luați acasă să vă faceți să fiarbe și din ea să faceți din partea de sus aprinzător de foc. Să aprind foarte repede. Uite asta. De buratele astea vorbesc. Deci partea asta de sus unde nu stuburile sporifere, aici stuburi sporifere e mult mai tare. Uite asta din... Numai. Asta e partea cu tuburi sporifere, se vede. Asta e metare. Din asta fumau bătrânii mei de mult. Și asta mere la prins focul. Am aiudă, trebuie să căutăm una uscat. E bună pe timp. Sau să duci acasă să stai partea asta deasupra și s-o duci să îți iei cu tine burete din asta. Dacă sare scânteare, când se aprinde foarte, foarte ușor. Iată, uite, aici avem un culcuș de porc. Așa sapă el și aici dorme. Dar e de mult făcut, nu mai stat. Un brad, rășina e foarte bună pentru aprindere, iar acolo sus avem rășină. Hai, Firiceală, hai la mușul. Ce tumbe faci iar? Hai! Hai că ne prinde sare aici în pădure. Treci. În față avem masivul Muntele Mare și pe domnul Firiceal. Oh, cât umblar în șas. Vreau să gătim ceva, sper să ne lase timpul. Mi-e și sete, mi-e și foame. Parcă nici nu știu ce-mi trebuie. Hai să mâncăm sărbăzeale, oare o fi? Sărbăzeale-s merișoarele. Le spune pe la noi, hafinul roșu. Hai că apucai cu ăsta la asta la altă cameră. Sper să găsesc două, trei. Dar e uscat asta, mă. Am mâncat-o ceva. Foarte bune pentru reglarea tensiunii arteriale. Aveți grijă că vă scade foarte tare dacă mâncați foarte mult. Deci cei cu tensiunea mică să fie atenți, să nu mănânce foarte multe. Stai mă, nu găsesc mă de poftă, mă. Dar găsam tot timpul când vineam. Trebuie să găsesc neapărat, sigur. Aici sunt milioane și milioane de mușnoaie. Hai bă! Hai la mușu, ce te cauți? Nu știu, să mă duc pe dos undeva, sigur capăt. Pe dos, Firiceală.
Uite ce și tu, atât de bune ta-mi plac. Deși am tensiunea normală, 12 cu ceva, 12 cu 7, nu mai știu, cu 8. Cred că cu 7 am, habar, mă. Ne-am tăluat înainte. Ele cresc poneclease șafinul, așa pe munți, în zona de munte. Păi și nouă le place. Da, bă, că nu găsesc. S-ar putea să le fi mâncate, dacă n-au mâncare păsările, vin ele și le mănâncă îndată. Mamă, Doamne, fie, dar pe nu căpătăm, mă, să mâncăm, da. Iacă-te, vă mai găsi o plantă foarte bună, și asta. Se numește pedicuță, pe la noi așa se numește. Iacă-te cum arată ea. E foarte bună pentru crampe musculare, pentru boli ale aparatului urinar și asta. Foarte indicată. E foarte bună și pentru bolile renale, pentru leziuni renale, pentru ficat, în alcoolism e bună asta. Să face tintură, să face decot, să face ceai din ea. Puteți să o folosiți, că e foarte, foarte bună, în special pentru rinichi, pentru bolile care aparțin de aparatul urinar, nu? Uite, așa crește ea, pe aici, pe munți, pe zona de, în special, în pădure de conifere o să întâlniți. Cred că am mai vorbit eu despre ea. O să găsiți această plantă. Uite, aici așa am și merișorul și am găsit, în natură găsești de tătie. Se poate folosi și pe plan extern. E bună, foarte bună pentru cei care au hemoroizi. Să fac ceaiuri, să fac comprese și să pune acolo pe locul ăla și una alta. Bineînțeles, să folosești și intern și bei. Hai mă, Anust, ce lucri? Hai aici, că și tu plante, găsești plante aici, de te nervează, numai să ai chef. No. E foarte bună iarăși pentru reumatism această plantă. Minunată în cei care au probleme cu reumatismul. Cu asta duc la bună mea. Bine că ne-am dus de aminte să culeg și eu o mână de ea și să-mi duc acasă. Bun, și uite așa, această minunată plantă ne oferă multe beneficii. La fel ca toate alte plantele, numai noi trebuie să le culegem. Pedicuță, pedicuță. Ia cât îmi luai, ia pentru câteva ceaiuri bune. Îi duc și la buna că tot are probleme, mă, că am dus-o la spital, tot am umblat cu ea săraca, că de-aia n-am mai ieșit eu așa mult. Are probleme cu un ochi și m-am gândit să nu fie altceva, așa, am dus-o și i-o făcut ceva, un CT-ul la cap. M-am gândit să nu fie ceva infecție, așa, păi duc pentru reumatism. Ea folosește foarte mult brusturile. Brusturile și hreanul băgat cu spirit de la cumona. Ca și pentru reumatism, pentru dureri. Foarte bun. Dar vezi că noi stătăm multe pe o parte, pe apa alta, ba, nu? Așa că culeg și eu câteva de asta, nici îmi duc acasă. Găsești undeva, spuse, pe pădurile de brap, o pe come de deal, așa, ni? Găsești și plantuțe de asta. Aici, hai cu el. Hai, roată, roată firiceală. Băi, hai cu cornul, hai încoace. E corn sau ceaia acolo? Hai aici, firiceală. Îl lăsă, nu știu ce. Ce-a făcut cu el, bă? Hai, uăz, mă. Uite. Un uăz proaspăt. Mănâncă corn de la de căprior de la mic. Mă-i capătă restul. Fugi. Dăm o geană pe aici, ne. Sunt mulți lupi în partea asta aici, ne. Sunt foarte mulți și vezi că atacă. Aia pe unde trec, îi bai. Uite că am găsit și câteva merișoare. Dar deja e bune, mă. Uite așa aici. O căzu multe pe jos, văd. Dar încă-s bune de mâncat. Opa. Nu vă spui gustul. Gustul e foarte bun. Foarte plăcut. Taică mi-o și-o făcut cu miere, am pus. Pui până aproape 3 sferturi din, bloc, din borcan, după care pui miere de albină păstă și iei câte o lingură pe stomacul gol. Mai poți lua sara când te culci. Câte o lingură de preparat din ăsta. E foarte bun. Hai că mă plin cu camera asta și îmi fuge imaginea, că n-am. Nu prea are stabilizare ca Sony. Ei, no. Mai slăbuț un pic. Asta.
Se aude ca un lătrat. Auzi cum s-aude. Ce urtucă astea pe mine, Doamne ferește. Acolo unde se vede e o cruce, e din sus de masa mărgăi. Acolo e crucea, e iluminată, cred că cu ceva LED-uri, nu știu cu ce. Că să văd becile în sat, bă, omule. Liniște de plină. Hai, bă, unii ești. Hai, cealamoșu, hai. Hai, piticule, hai. Au ce bagă ciorile alea, mă, dar pe unii vântâs. Tata, auză, e o cioră pe aici în ea. Păi nu știu pe unii, nu o văd. Pe unii s-a putut duce. Deja începe să se audă râul Ariaș. Nu mai avem mult până acasă, Filceal, un pic. Un ticuța. Acum e mai rău că ne băgăm în pădure. A, unii ești tu? Auzi câinii. Bun, ce să vă zicem noi, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să mă ajut cu distribuirea, eu am fost Adrian. Făcurăm un pic de excursie, mâncarăm bine și mai încă de acasă, băgăm o slădinuță. Jumătate o de la Firiceală, jumătate mie. O gură de ceai și mai are încetus câte căsuță. Activează acel clopoțel pentru a primi notificare ori de câte ori postăm noi. Vă mulțumesc, o zi bună, vă dorim de aici din munță, Apuseni. Aici ne-am găsit ce îmi trebuie mie pentru aprinderea focului. Ciocănitoarea ne-a făcut așchițe de alea micuțe pentru aprinderea scânteii. Eu am nevoie să-mi aprind scânteia, după aia fac să se facă jarul. Și așa, pe timp de ploaie, folosesc această metodă. Caut în copaci care sunt scobiți de ciocănitoare și au praful ăsta înăuntru. Ăsta e mană, ăsta arde imediat. La aprinderea focului cu amnarul.